Continuăm previziunile cu o informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor. Este oficial în acest moment, PSD nu va merge astăzi la consultările cu președintele Iohannis la Palatul Cotroceni. Mădălina Mihalache este în direct cu noi prin telefon și vine cu mai multe informații. Mădălina, bună dimineața! Bună dimineața, Ana, bun găsit tuturor. Așa este, este o decizie de ultim moment. La propunerea făcută de președintele PSD Marcel Ciolacu ca Partidul Social Democrat, deși a câștigat alegerile, să nu se prezinte astăzi la consultările care au fost convocate de șeful statului la Palatul Cotroceni. De altfel, așa cum prevede cutuma, Partidul Social Democrat, având cel mai mare număr de deputați și senatori în Parlamentul României, a fost chemat primul la consultări, însă cu toate acestea știm la fel din informațiile pe care le avem din Coaliția de Centru-Dreapta că cei patru președinți de Centru-Dreapta, președintele PNL, cel al USR, cel al PLUS și de asemenea al UDMR, vor merge împreună la ora 15:30 de minute la Palatul Cotroceni cu propunerea ca Florin Câțu să fie premierul României. Prin urmare, socialdemocrații au luat această decizie de a nu se prezenta, având în vedere că propunerea lor ca Alexandru Rafila să fie șeful guvernului nu va fi acceptată de președintele Klaus Iohannis, având în vedere că s-a strâns deja o majoritate parlamentară în jurul lui Florin Câțu. Mulțumesc foarte mult, Mădălina, pentru aceste informații.